noi, să știi. Au stat nevoie de tine chiar. De mine? De tine să crezi? Scuzați. Te rog. Poftește. Dani, doamnelor și domnilor. Așa. E, astăzi, acum câteva zile am comandat un număr de magie care mi-a venit în poștă și astăzi am să-l învăț de față cu voi. Deci nu știu cum este, dar am să-l învăț aici. Am să sar peste pașii cu lacrimi și nervi. Ok. Dar am să trec direct ce la ciudat e că eu mi-am comandat tot acum câteva zile șosete prin poștă și îmi vin tot astăzi. Știam asta. Nu știam că numerele de magie se pot comanda. Răzvan știa asta, că e mentalist. Da. Da. Bun, deci primul lucru pe care îl primești când comanzi un număr de magie este secretul. Pe spate sunt niște pași pe care n-am să pot să-i arăt foarte mult, pentru că nu trebuie să vezi secretul. Bine, pot să-i arăt lui puberul rapid, că aici sunt scrise câteva chestii. Alege pe cineva. Repede ai văzut. Da, uite, prima poți să o citești, prima instrucțiune. Alege pe cineva mișto. Deja am făcut asta. Mamă, incredibil. Gata, eu zic că numărul a luat sfârșit, ți-a ieșit foarte bine. Să avem o seară bună. Ei, la revedere acasă. Bun, pasul 2. Deci pasul numărul 2. Pe lângă secret. Bun. Mai primești ceva, mai primești pachetul de cărți, logic. Okay. Și pentru numărul ăsta trebuie și un marker, pe care de obicei l-aduc eu. Stai așa. Dar nu ți-l trimit ei? Ba da. Asta îți vine în poștă. Asta primești de 900 de lei. Gata. Secretul 900 de lei, 900 de lei numărul. Da, ai scos după aia. Să sperăm. Marker, secretul și și pachetul cărțile. De cărți. Da. Pasul numărul 2. Întreabă spectatorul dacă îi plac numerele cu cărți. Îți plac numerele cu cărți? Îmi plac foarte mult numerele cu cărți și mă incită emoțional. Foarte tare, mă bucur. Înseamnă că o să-ți placă ce urmează. Da. Pasul numărul 3. Roagă-l să semneze o carte. Ok, Dani, ne cunoaștem de ceva timp. N-am să mai merg prin zim, stop, atinge o carte. Nu, nu trebuie să o ghicesc. E ok. Așa că tu vei semna... Da. Ultima carte, irelevant care este, 4 de roșu. O singură rugăminte am, să nu o semnez pe spate, ci pe față. Pe față. Deci te rog, poftim markerul, dă-mi un autograf aici pe 4. Ia uite, mă, pac! Știam. Bun. Asta-s-o. Gata, valorează foarte mult. Yes. În curând pe OLX. Ok. Acum. Sau la jumătate. Sau la jumătate. Următorul pas. Da. Pierde-i cartea în pachet. Ok. Dani? Pierde-i cartea în pachet. Spune-mi stop când vrei. Stop. Ok, stai. Nu atinge cartea, lasă spectatorul să... Bagă tu de tot în pachet, să nu spui că îi fac ceva. Da, mă. Și bagă-le tu în cutie, te rog. 4 de roșii e în pachet, simplu. Da, dacă stau aproape de el, mă acuz că fac ceva. Ok. Închid? Da. S-a închis. Perfect. Da. Următorul pas. Ping. Recuperează markerul că nu-i cunoști. N-ai luat de la americani. Nu. Așa, următorul pas, recapitulează rapid. Bun, ți-am dat o carte, ai semnat-o, ai pierdut-o singur în pachet, l-ai băgat în cutie, bla bla bla. 4 de roșu e semnat de mine și e în pachet. Tu l-ai pus, da? Ultimul pas, fă gestul tău magic preferat și cartea lui dispare. Cam slăbuț. Tot ce badabim, badabum! Cartea mea nu dispare. Îmbătrânesc, tu întinerești. Ești mai bun ca mine. E aici. Cartea ta a dispărut conform regulilor. Mai țineți minte că la început n-am putut să vă las să citiți tot ce scrie, că afli secretul. Când afli secretul, zâmbești. După cum vezi, zâmbesc tâmp. De ce? Pentru că am aflat secretul, am ajuns la final. Care e secretul? Secretul a fost mereu în fața ta. Bă? There you go. Păi stai, mă, că eu când scria secret acolo. Da, asta e partea de magie. Să-mi dai site-ul. Da, sigur. Mulțumim tare mult pe Andrei Gârjob. Îl găsiți pe Andrei Gârjob oficial, unde are inclusiv fotografii. Poate văd rudele tale, imaginele astea, în care nu e așa în cap. Adică dacă vă e drag de el și vreți să-l aveți în continuare ca un bun, o bună rudă în familie, căutați-l și cu freza. Mai pot să zic ceva? Te rog. M-a rugat un foarte bun prieten de-al meu, azi este ziua lui. Da. Și iau și dedicații de genul. Am să... Tot la 900 de lei? Nu, ăla e pentru număr. Am o dedicație pentru Sto, care este în Timișoara, este ziua lui. Sto. Sto, da. Așa că la mulți ani, Sto, asta e pentru tine, ca să nu zici că te-am uitat, o fac cu mare drag. Sto, ce bună. Aici e banul, am uitat să îl dau. 900, ai zis, nu? Ah, ok. Sto! La mulți ani și bani. Și împărțim banii. Căutați-l online pe Andrei Gârjob, acolo anunță și unde are spectacole. Dar face și lucruri online simpatice, vă rog să îl verificați. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. O scurtă pauză.